Dacă în câteva săptămâni administrația spitalului din Fălești va angaja cel puțin 2 medici ginecologi obstetricieni și un neonatolog, maternitatea din localitate și-ar putea relua activitatea. Despre asta a anunțat directorul Spitalului Raional Fălești, Iurie Osoianu, în urma unei discuții aprinse cu consilierii raionali într-o ședință organizată ad hoc în această dimineață, 24 ianuarie. Noi azi aducăm întrebarea cu maternitatea și mâine sau poimână să aducăm întrebarea cu spitalul. Problema este că mai mult de jumătate din mame, decât din femei gravide, exact, se duc și caută să nască undeva nu la Fălești. Administrația spitalului din Fălești a decis să sisteze activitatea maternității imediat ce ultimul medic din această secție s-a concediat la sfârșitul lui decembrie 2021. După ce mai multă lume s-a revoltat, iar gravidele s-au plâns pe situația creată, subiectul a fost repus în discuție astăzi. Problema de bază care este astăzi în cadrul maternității, anume, este lipsa specialiștilor din domeniu. Deci noi trebuie să identificăm acei specialiști care vor asigura ca maternitatea să lucreze. La moment mai avem încă 3 apartamente care sunt libere, să fie destinate doar pentru persoanele din cadrul sistemului medical. Vom face acest demers către minister pentru, dacă au posibilitatea, ca să delegheze un specialist pe o perioadă determinată. Cred că este o problemă la nivel republican, nu doar în localitatea noastră. Desigur că suntem deranjați, dar o să ne modelăm după situația care este, conform ordinului ministrului, toate cazurile de care au loc în sistem medical referitor la nașteri vor fi redirecționate către municipiul Bălți. Anual, în raionul Fălești se nasc până la 600 de copii, doar că mai puțin de jumătate din gravide aleg să-și aducă pe lume bebelușii în spitalul din localitate. Managerul instituției medicale a declarat că numărul mic de nașteri nu-i permite să acopere cheltuielile de întreținere a maternității. Ministerul Sănătății a emis ordin referitor la dreptul gravidei de a alege medicul și maternitatea unui sănăt. N-a fost interesul meu și mi-a fost foarte greu să iau această decizie, dar a fost situația de forță majoră și asta a fost impusă, obligatorie, începând cu 1 ianuarie. Sperăm împreună, în termeni rezonabil, să găsim soluția. Vă informăm că nu este pentru prima dată când maternitatea din Fălești s-a pomenit într-o astfel de situație. În 2020, administrația a asistat activitatea instituției pentru aproape 3 luni din același motiv, lipsa cadrelor medicale. O naștere în spitalul din Fălești costă instituția peste 17.000 de lei.